În februarie 2023, Ministerul Chinez de Externe a prezentat un plan în 12 puncte pentru rezolvarea conflictului din Ucraina. Beijingul a cerut tuturor părților să înceteze ostilitățile. Ministerul de Externe ucrainean a criticat acest plan. Președintele american Joe Biden a spus că planul Chinei e unul care aduce beneficii doar Rusiei. În martie 2023, Politico a scris că China va boicota întâlnirile privind Ucraina, la care nu ia parte și Rusia. Rusia și China au confirmat inutilitatea întâlnirilor privind Ucraina, care au loc fără a ține cont de interesele Moscovei, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov. El a abordat acest subiect la o conferință de presă după discuții cu ministrul chinez de externe Wang Yi la Beijing, relatează cotidianul moscovit Comersant. Lavrov a spus că Beijingul a adoptat o poziție obiectivă, echilibrată, cu privire la situația din Ucraina și și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a juca un rol pozitiv într-o înțelegere politică și diplomatică. Potrivit acestuia, țările occidentale care susțin formula de pace a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky sunt complet rupte de orice realitate. Bun revenit la Comorile Înțelepciunii, sunt Narcisa Ispas, gazda dumneavoastră, și azi vorbim despre percepția asupra realității. Care este realitatea? De ce se vede ea atât de diferit de la fiecare în parte? Este posibil oare să vedem vreodată realitatea fix așa cum este și să o acceptăm ca atare? Cum să nu mai fim rupți de realitate? Răspund invitații zilei, Marius Dan și Traian Aldea, pe care îi veți cunoaște după ce vom afla noutățile din lumea religioasă. Urmează Christian News. Misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei pregătește colecta de alimente din 27 aprilie. Campania de Paști, Masa Bucuriei, se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova și strânge produse alimentare pentru persoanele vulnerabile social. Alimentele sunt redistribuite sub formă de hrană caldă prin cantina mobilă socială, aproape de aproapele. Majoritatea beneficiarilor sunt vârstnici, oameni cum este o doamnă, doamna Irina, o doamnă de 80 de ani cu ochi blânzi și mereu sociabilă cu voluntarii și oamenii, fostă profesoară de limba rusă. Este a treia primăvară de când vine să ia mâncare, le-a povestit aceasta voluntarilor. 40 de ani i-am dedicat elevilor mei, mă simțeam utilă și mi se părea pe atunci că așa va fi mereu. Dar au venit bătrânețile și am rămas doar cu amintirile, a continuat bătrâna. Voluntarii care vor să ajute în procesul de colectare a alimentelor se pot implica chiar și online. Comunitatea Adventistă de ziua 7 din Santo Espírito, Brazilia, creează tot mai multe oportunități de părtășie și susținere emoțională pentru gardienii din închisori. Echipele au oferit diferite servicii, de la micul dejun până la asistență psihologică și spirituală, potrivit coordonatorilor Serviciului Adventist pentru Penitenciare. Aceste inițiative contribuie la întărirea sănătății mentale a gardienilor, oferindu-le momente de relaxare și părtășie în mijlocul dificultăților și stresului. Potrivit raportului de siguranță publică al Ministerului Brazilian de Justiție, în 2023 Brazilia a înregistrat cel mai mic număr de infracțiuni violente din 2010 încoace. Această realizare este atribuită în mare parte activității forțelor de ordine, dar în ciuda acestor tendințe încurajatoare, gardienii se confruntă cu amenințări și riscuri constante în timpul serviciului. Potrivit datelor compilate de anuarul Forumului Brazilian pentru Siguranță Publică, numărul polițiștilor uciși în Brazilia a crescut în 2023. Gardienii din penitenciare se confruntă cu violență nu numai în interiorul închisorilor, ci și cu amenințări din partea grupurilor infracționale din afara acestora, ceea ce face ca serviciul lor să fie și mai dificil și mai periculos. Vaticanul oferă screening gratuit pentru cancerul de sân pentru femeile fără adăpost din Roma. Îngrijirea de sine este un gând care adesea nu trece prin mintea oamenilor care trăiesc pe străzi. Este chiar mai rău pentru femeile care se confruntă cu dificultăți financiare și nu au acces la servicii de sănătate, uneori chiar și pentru a se spăla. De la începutul pontificatului său, Papa Francisc a recunoscut această nevoie și a răspuns prin almonerul papal, creând facilități precum dușuri sub coloanele din San Pietro și Cazare. Caravana pentru cancerul la sân va fi prezentă în Vatican la fiecare două luni pentru a ajuta femeile nevoiașe. Aproximativ 40 de femei lipsite de asistență medicală, ajutate de clinică și de dispensarul Santa Marta, au putut să beneficieze de screening-uri și diagnostice pentru cancerul de sân, precum mamografia și ecografia mamară. Dacă una dintre femei ar fi fost depistată cu cancer de sân, aceasta ar fi fost asistată cu examene suplimentare și toate tratamentele necesare.
Inițiativa este doar una dintre multele realizate de clinica Maicii Milostivirii. Deschisă la dorința Papei Francis, clinica a devenit o realitate funcțională. Începând cu 1 ianuarie 2024, au fost furnizate 4.429 de servicii medicale, inclusiv 2.054 de vizite medicale generale, 1.900 vizite la specialiști, 115 vizite la dentist, 359 teste de laborator efectuate și 4.199 de cutii de medicamente livrate în decursul a 91 de zile de funcționare. Clinica funcționează datorită bunăvoinței a 80 de medici, asistente medicale, paramedici și tehnicieni care își oferă voluntar timpul și profesionalismul pentru a-i servi pe cei vulnerabili. Creștinii ortodoși sărbătoresc weekendul acesta Duminica Floriilor, cunoscută și ca Duminica Intrării Domnului în Ierusalim. Această sărbătoare marchează intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim înainte de patimile sale. Floriile sunt simbolice pentru ramurile de palmier și florile pe care oamenii le-au așternut în calea lui Iisus, în semn de omagiu și recunoaștere a lui ca Mesia. Credincioșii ortodoxi români sărbătoresc floriile cu o adâncă dedicare față de tradiție. În dimineața zilei de florii, credincioșii se adună în biserică pentru a participa la slujba specială a liturghiei, în cadrul căreia sunt sfințite ramuri de salcie sau de măslin, simbolizând ramurile pe care oamenii le-au așternut în calea lui Iisus în ziua intrării sale în Ierusalim. Aceste ramuri binecuvântate, cunoscute sub numele de flori, sunt purtate apoi acasă și păstrate ca semn de protecție și binecuvântare. În unele locuri, credincioșii merg în procesiune în jurul bisericii, purtând aceste flori și cântând imnuri speciale. Pe lângă aspectul religios, florile marchează și începutul sărbătorilor pascale, fiind o vreme de bucurie și comuniune spirituală pentru creștinii ortodoxi. Duminica Floriilor deschide Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, cea mai importantă perioadă din calendarul creștin-ortodox, în care se comemorează patimile, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, culminând cu sărbătorirea învierii, Paștele. Rușii consideră că țările occidentale care visează la pace în termenii lor sunt complet rupte de realitate. Nici acestea nu au o percepție prea diferită cu privire la așteptările rușilor, ale căror condiții par să fie benefice doar lor. Cum am putea traduce în acest context expresia complet rupt de orice realitate? Care este realitatea? De ce se vede ea atât de diferit de la fiecare în parte? Este posibil să vedem vreodată realitatea fixă așa cum este și să o acceptăm ca atare? Cum să nu mai fim rupți de realitate? Răspund invitații zilei, Marius Dan și Traian Aldea, bun venit, domnilor! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că sunteți în premieră în platoul Comorilor Înțelepciunii. Bun, o scurtă prezentare vă rog la fiecare în parte. Domnul Marius Dan, bun venit! În mod special și personal astăzi aici, cine sunteți, de unde veniți, de ce iubiți Scriptura? Da, mă numesc Marius Dan, cum bine ați spus, și iubesc Scripturile de mai multă vreme. Aș putea spune că bunicul meu este acela care mi-a inoculat această, să spunem, direcție. Așa, era un om blajin, minunat și, printre altele, fiind în Consiliul Bisericesc al Bisericii Ortodoxe, s-a ținut de popa să-i dea o Biblie și lui. Și noi am avut în casă o Biblie încă din 1975. Oameni pe care, privilegiați. Da, pe care o am și astăzi și pe care am și citit-o. E, și când am ajuns la Psalmul 119, am înțeles că de mare valoare e legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci, eu neștiind că ziua șaptea în realitate este sâmbăta. Și neauzind vreodată până în 1990 de termenul sau de expresia adventist de ziua șaptea. N-am auzit, n-am știut, n-am crezut că există. Și în fine am studiat Scripturile din perspectiva Suliei Îngerului al III-lea, drept pentru care îi mulțumesc Dumnezeu pentru această fabuloasă lumină cu care cred, am toată convingerea în mod deplin că va încheia lucrarea. Amin. Mulțumesc tare mult pentru prezența în platou astăzi. Plăcere. Domnul Traian Aldea. Eu sunt pastor pensionar. Anul acesta împlinesc 50 de ani de angajare în lucrare. Wow. Și
Sunt activ, dar nu în registrele conferinței. Uh-huh. Umblați mult sau doar răzbesc, așa în zonă? Nu răzbesc să răspund la toate chemările, în țară și în afara țării, pe Zoom sau la alte ocazii speciale. Sunt foarte fericit să activez, să lucrez, să scriu, să prezint la radio, la televiziune și este o bucurie ca să pot să îmi împărtășesc aceste adevăruri. Aș putea spune că am o rădăcină mai adâncă. Mm-hmm. Bunicul meu a avut Biblia cam de prin 1920. Wow! Și a aflat adevărul despre saba, despre mâncărurile curate, fără să cunoască de adventiști. El ținea sabatul, respecta regulile Bibliei, dar nu știa că sunt adventiști. Pe urmă l-a descoperit. Acesta a fost bunicul meu, de la care am păstrat această pasiune pentru Biblie și pentru religie. Uh-huh. Din ultimii ani de liceu citesc Biblia o dată pe an, iar acum o citesc de două ori pe an, așa că apreciez cam la vreo 60 de ori de când o citesc și mi-este foarte dragă și nu v-ați plictisit, domnule. Câteodată spun, sunt grăbit și citesc două capitole, dar nu mă pot opri până nu citesc cam 8-10 capitole. Hei, sunteți, evident că sunteți iubitori de Scriptură amândoi și asta mă bucură foarte tare. Obiectivul nostru la Comorile Înțelepciunii este să aducem realitatea sub lupa Scripturii. Ce ne spune Dumnezeu despre realitatea pe care o trăim? Acum am prezentat așa pe scurt ce se întâmplă la nivel internațional vis-a-vis de conflictul dintre Rusia și Ucraina. Ceea ce pe mine mă interesează în mod special este această sintagmă, rupți de realitate. Cine este rupt de realitate? Ce înseamnă să fii rupt de realitate? De ce vin în contextul ăsta cu ideea rupți de realitate? Această întrebare nu are niciun sens dacă nu știm mai întâi ce este realitate. Evident. Iar eu mi-am pus întrebarea, realitatea este o situație subiectivă sau obiectivă? Asta este prima problemă. Mm-hmm. Vă dau un exemplu. Vine cineva și spune, vai ce frig este afară. Și cel din casă se îmbracă bine și iese afară. Păi nu-i frig, e chiar cald. Așa că realitatea la cei mai mulți oameni, este subiectivă. Corect. Și dacă asta este subiectivă, atunci trebuie să discutăm cu foarte multă atenție. Însă, dacă mă uit la termometru și văd că este minus 5 grade, atunci spun, mai la minus 5 grade, nu e poate fi frig. Cald. Nu e nici foarte frig, dar este o zi de iarnă. Deci observăm că realitatea trebuie să fie judecată și să fie fixată după niște reguli, după niște norme, după Corect. Niște standarde. Dacă nu avem aceste norme și aceste standarde, atunci ne vom ciondăni între noi, fiecare cu adevărul spune lui. Ce zice, ce crede exact. El, că e cald sau că e frig și nu ajungem la nici o soluție. Corect. Mulțumesc frumos. Nu cumva vorbim și în acest caz, conflictul Rusia-Ucraina, tot despre o realitate subiectivă, chiar dacă este atât de sus, pusă? Pentru unele persoane e posibil să fie și așa ceva. Însă, cum a amintit de un profesor, trebuie să existe o măsură precisă, exactă, care să nu ne lase pe noi, care cunoaștem Sfintele Scripturi, să ghicim. Unde ne aflăm? Ce facem? De ce se întâmplă așa? Uh-huh. Nu, noi chiar trebuie să știm lucrul acesta. Iar această singură măsură deplină care este lipsită de orice fel de greșeală în ce privește inclusiv evenimentele actuale, ca să nu mai pomenesc de cele viitoare, este Biblia sau sunt Sfintele Scripturi. Și dacă îmi permiteți, am un mic fragment dintr-o carte pe care o iubesc, se cheamă Educație, cartea, capitolul Istoria și Profeția, chiar în primul paragraf spune în felul următor: Biblia este cea mai veche și cea mai amplă sursă istorică pe care o au oamenii. Ea a venit direct de la izvorul adevărului veșnic și de-a lungul veacurilor o mână divină i-a păstrat puritatea. Ea luminează trecutul îndepărtat, trecut pe care cercetarea omenească încearcă în zadar să-l pătrundă. Numai în cuvântul lui Dumnezeu privim puterea care a așezat temelile pământului și a întins cerurile.
Numai aici descoperim un raport autentic al originii națiunilor. Numai aici ne este dată istoria neamului nostru omenesc neîntinată de mândria sau prejudecățile omenești. Așadar, dacă vrem să înțelegem evenimentele prezente, trebuie să privim prin ochiul precis al Sfintelor Scripturi, termometrul corect, care ne ajută în domeniul spiritual. Deci termometrul nostru este Scriptura. Nu faceți decât să învalidați teoria, na? Nu, aici vrem să vedem tot ce se întâmplă în lume prin ochii lui Dumnezeu, prin Scriptură, prin metoda aceasta de revelație. Aș vrea să închidem zona de început, totuși, răspunzând atât cât putem noi acum, cu privire la subiectivismul sau obiectivismul care se manifestă în această atitudine a celor două forțe care sunt în conflict actual, adică vecinii noștri. Da. Sunt amândoi obiectivi sau subiectivi? Vreau să încep tot de la Scriptură foarte scurt. Spune așa, orice națiune de oameni să locuiască pe fața pământului, hotărând timpuri rânduite și hotare locuirilor. Deci Dumnezeu a fixat granițe. Și a fixat timpuri pentru popoare. De-a lungul istoriei au trecut cam 2-3 generații de popoare, cam 3 cicluri de civilizație mare, care unii au dispărut, au apărut alții. Astea le-a rânduit Dumnezeu. În contextul politicii, mai ales politicii actuale și perioada modernă, aceste granițe s-au fixat prin convenții internaționale, congrese. Corect. A fost în lumea noastră 1975, Congresul de la Helsinki, când a spus granițele Europei rămân cele de la finalul celui de-al doilea război mondial. Apoi, după 1990, 92, 94, dezmembrarea Uniunii Sovietice s-a făcut prin tratate și a fost un tratat între Rusia și Ucraina, cu înțelegere, cu girul americanilor, acestea sunt granițele, le respectăm, noi vă dăm armele atomice, le luați voi și voi ne respectați granițele. A spus, de acord. Deci, realitatea se fixează prin convenții. Pentru că Dumnezeu a hotărât ca fiecare țară să-și aibă hotarul ei. Corect. Și acum ce se întâmplă? Acum, mai pe limba noastră. Aceste înțelegeri nu se mai respectă. Am înțeles. Și atunci eu spun că e foarte frig și termometrul arată 10 grade plus. Cam așa spun oamenii. Bine, dar ne-am hotărât odată. Am spus că aici este. Nu că acum e altfel. Bun. Deci asta este problema la ora actuală în lume. Oamenii nu vor să respecte niște convenții, niște înțelegeri, niște tratate de pace care s-au fixat cândva. Și din nefericire, în istoria lumii, cam la 80-100 de ani, există o răzmeliță puternică, un război puternic, se fixează niște reguli, se refixează niște rămân granițe pentru un timp și uite, deci înțeleg așa că Dumnezeu este voia lui Dumnezeu ca să existe clarificări privitoare la granițe. Exact. Dumnezeu vrea ca noi să știm în ce spațiu ne extindem. Însă oamenii din când în când încalcă teritoriul vecinului, nu mai respectă granițele. Și acum, ca să conchidem începutul și să mergem în Scriptură, că asta ne interesează pe noi, asta a fost decât cârligul, dar am adunat oamenii aici, jurul idei este. În contextul ăsta, cine nu respectă? Dacă ne permitem noi să înțelegem mai mult, foarte pe scurt. Pentru că și unii și alții spun așa, habar nu aveți de realitate. Deci cumva realitatea mea nu seamănă deloc cu realitatea ta. Care este realitatea? Cine nu respectă? Eu personal țin cont de cuvântul lui Dumnezeu care nu dă greș. Împart practic astăzi realitatea aceasta care se petrece lângă noi în sudul nostru, cum ar veni în Israel, Iran, și așa mai departe, un part în împăratul sudului, în sens spiritual, și împăratul nordului, tot în sens spiritual. Nu este devenit de zone geografice ca în trecut. De exemplu, în Daniel, după cum voi și menționa, Daniel, capitolul 11, în întregime, este o bătălie între aceste două mari puteri, care la vremea aceea erau din fărămițarea Imperiului Grec și așa mai departe, cu Imperiul Egiptean, Ptolemei și așa mai departe. Nu intru în detalii, pentru că astea sunt de domeniul trecutului. Numai că ce am învățat
Și ceea ce se repetă în Sfintele Scripturi este că istoria trecutului se repetă în prezent. Numai că protagoniștii nu mai sunt cei alții de odinioară, că nu mai sunt, nu mai există marile imperii, ci sunt alții. Deci cu alte cuvinte, ce se întâmplă astăzi este o repetare a istoriei, exact. Pentru că noi nu am înțeles istoria. Este un, nu numai că nu am înțeles-o, chiar dacă am fi înțeles, dacă Biserica lui Dumnezeu, căreia Dumnezeu i-a încredințat adevărul de-a lungul timpului și o pornind de la Biserica Apostolică, corect, ar fi fost loială lui Dumnezeu, n-am mai fi vorbit de 1260 de ani de supremație papală. Okay. N-am mai fi vorbit de timpul prezent. N-ar mai fi existat. Ia spune, frate, nu mai puteți, trebuie să... Eu sunt istoric și îmi place istoria și mi-am dat un doctorat în istorie. Când studiam în Israel, am găsit o carte. Pare rău că n-am luat-o, dar n-aveam bani atunci. Spunea, ultimul dintre imperii. Ultimul dintre imperii a fost Uniunea Sovietică, care s-a dezmembrat în 1990. Deci, lumea noastră a evoluat. A evoluat. A fost perioada imperiilor care a atins apogeul pe la 1900, lumea imperiilor. Toți eram acolo și noi eram sub turci, otomanii, rus, da, austro-ungarii, lumea imperiilor s-a dezmembrat la primul război mondial și a căzut definitiv la al doilea. Iar ultimul dintre imperii a căzut în 1990. Istoria nu merge niciodată înapoi. Istoria merge doar înainte. Fie că vrem sau nu vrem. Poate așa ne mai poticnim, mai întârziem câțiva ani, dar în realitate mergem înainte. Prima problemă care se pune este că aceste foste imperii, Uniunea Sovietică, Imperiul Otoman, Imperiul, să zicem, Arab, că au fost un imperiu, Imperiul Austriac, încă mai visează. Și tocmai aceste țări sunt cele care creează probleme. Nu și acceptă statutul, transformarea, la asta vă referiți. Însă, cei care au acționat cel mai virulent au fost ruși. Am înțeles. Vor să întoarcă istoria înapoi. Asta este realitatea. Deci sunt niște visători, niște melancolici, la asta privind, vă referiți. Privind mersul istoriei per ansamblu, realitatea este aceasta. Vor să se întoarcă înapoi, să refacă Imperiul de altă dată. Asta este prima problemă. Eu concluzionez din ce spuneți dumneavoastră împreună că, de fapt, problema se află tocmai în melancolia rușilor. Da? Și altora, nu numai ei. Acum ne referim la bucățica asta de lume unde se întâmplă ce se întâmplă și mai suntem și noi aici lângă. Știți că nu ne doare câtă vreme e departe. Dacă e aproape, începe să ne atingă un pic, a crește temperatura, se întâmplă lucruri. Da. Haideți să mergem în scriptură mai adânc. Și să ne interesăm despre percepția realității dintr-o perspectivă spirituală. Deja ați început să aruncați pe aici pe acolo idei care ne sunt de mare folos. Ce mă interesează în mod special? Cum să fim noi în stare să deosebim bine, să știm care este voia lui Dumnezeu, conform a ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman 12:2, nu vă conformați veacului acesta, cu alte cuvinte, nu te conforma idealului actual, da, vreau imperiu sau vreau, nu știu, modernitate dusă la extrem sau vreau libertate totală, indiferent ce se întâmplă, nu mai vreau reguli, nu mai vreau granițe, da? Pe mine mă interesează să înțelegem actualmente cum să deosebim bine voia lui Dumnezeu. Care este măsura? Cum ne ajută pe noi Dumnezeu să pricepem, domnul Dan, voia lui? Ca să nu greșim. Pentru că, uite, și aici chestiunea aceasta care este, să zicem, departe de noi, ne implică și pe noi. Că dacă înțelegem așa cum domnul a spus, problema este că omul vrea să se întoarcă în istorie și nu este posibil. Ok, hai să vedem cum percepem acum realitatea asta. Păi se întâmplă ceva diferit în momentul ăsta. Fără îndoială. Se întâmplă ceva și... Ca să percepem bine, corect, atât cât putem, bineînțeles, realitatea prezentă, așa cum se întâmplă lângă noi și sub noi, da, este necesară o cunoaștere bună, zic eu, cu încredere, a principiilor de interpretare corectă a profeției, pe care le găsim doar
menționez doar în Solia Angelului al III-lea. Când spun pentru cei care, telespectatorii care Foarte pe scurt, vă rog, explicați. Solia Angelului al III-lea este Evanghelia veșnică, să folosesc expresia biblică, se găsește descrisă în Apocalipsa, capitolul 14, versetele 6 la 12, în deopște, da? Și ea a introdus, sau Dumnezeu a introdus la jumătatea secolului al XIX-lea o lumină cu totul excepțională, da? Care, potrivit mențiunii lui Daniel, cartea lui Daniel a fost sigilată până la vremea sfârșitului. Dacă îmi permite să citesc din Daniel, capitolul 12, un singur verset, versetul 4. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte, tot ce a scris el, da, până la momentul respectiv, și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Nu este vorba despre cunoștința în inventică, în știință, în matematică, în literatură. Cu care ne folim noi actualmente. Nu este vorba despre așa ceva. Pentru că aici îngerul Gabriel menționează, pecetluiește cartea. Cartea profetică. Și înseamnă că atunci cunoștința care va crește este cunoștința din această carte. Mesajul este? Mesajul este că în Scripturi, noi numai cu ajutorul Scripturile putem să înțelegem realitatea prezentă așa cum este ea. Bun, mulțumesc frumos. Completați, vă rog. Mi-a plăcut mult ce ai spus, Roman 12, chipul veacului acestuia. Uh-huh. Aș vrea să dau un exemplu concret. Domnul Hristos, între anii 27-31, când a făcut lucrarea sa mesianică, a prezentat cu foarte multă forță și insistență principiul evanghelic non-violenței. Să nu răspunzi celui care te provoacă, să întorci obrazul. Acest principiu al non-violenței nu prea este îndrăgit de lume. Pentru că vrem răzbunare. Este total împotriva principiului evoluționist. Evoluționist, exact. Cel mai puternic trebuie exact. Să răzbească. Exact. Aici nu, cel mai slab trebuie să biruiască. Acest principiu al non-violenței a fost aplicat de cel puțin două ori în perioada imediat după Domnul Hristos. Acolo, la 2-3 ani. Pilat, care era guvernatorul Iudeii, vrea să ducă în Ierusalim steagurile legiunii a 10-a, steaguri care erau, de fapt, o sculptură pe o placă de lemn cu un porc și o corabie. Deci erau niște deseni. Iar evreii sunt foarte sensibili, nu acceptă ceva, mai ales că era și un porc. Și atunci când el a spus că vom duce asta la Ierusalim, vreo 3.000 de bărbați s-au dus la palatul lui Irod din Cezarea, acolo e un mare hipodrom, s-au culcat toți pe burtă și au spus, noi nu o să ne batem cu tine. Dar, dacă vrei să duci aceste steaguri la Ierusalim, va trebui să treci peste trupurile noastre. Noi vom sta pe burtă în calea ta. Pilat a gândit-l așa un pic și a renunțat. Este o situație și mai este încă una. De ce s-a întâmplat în preajma Domnului Hristos? Oamenii l-au auzit pe Iisus, care prezenta aceste principii și le repeta. Peste 20 de ani, a fost o mică încăierare într-o grupă de galileieni care mergeau la templu și samariteni și de acolo s-a început o bătaie și au venit și alții și alții și a început războiul care a dus la distrugerea templului, distrugerea națiunii, distrugere totală. Iată ce înseamnă chipul veacului. Chipul veacului, forță, pregătește-te, nu te lăsa. Chipul lui Dumnezeu, întorci obraz, primei bine, s-a câștigat mult mai mult. Lucru pe care oamenii astăzi nu pot să-l înțeleagă. Este ceva venit din altă lume, nu? Vă spun, nu poți să-l înțelegi decât în momentul în care ți-ai însușit în totalitate învățătura lui Hristos. Corect. Da, corect. Într-o lume în care fiecare se luptă pentru drepturi, pentru propriile drepturi, vine un nebun de creștin și nu se luptă. Pe Daniel de prost? Pe bune acum. Dar prostul ăsta rămâne în viață și dreptul ăla moare.
Da, mulțumesc. Lucrurile care se văd și cele care nu se văd. Bun. Evident că, gândind în termenii ăștia, păi, dacă nu văd, nu văd, nu este. Ne regresăm un pic în copilăria mică și în perioada aceea în care copilul, dacă nu vede obiectul, înseamnă că nu există. Dacă îl vede, există. Dacă nu îl vede, nu există. Cumva Dumnezeu ne cere să vedem ce nu se vede. Cum e posibil așa ceva? E posibil așa ceva printr-un singur mijloc nepalpabil, da? Și acesta este credința. Prin ochiul credinței, și a se citi Evrei 11, cine dorește. Vă rog o definiție scurtă și simplă a credinței, ca să înțeleagă toată lumea. Credința este o încredere neclintită într-o lume care nu se vede. Lumea lui Dumnezeu, care este autentică, este reală și dincolo de acest lucru, dacă să presupunem că am avea forța aceasta, să dăm așa o draperie la o parte, da? Ca la, cum era înainte la cinematografe, unde se înlăturau cele două Cortina. Draperii și era... da? Am vedea lumea îngerilor. Chiar dacă mulți râd, îngeri, toată lumea, creștinul vorbește despre îngeri, nu sunt o realitate. Îngerii buni sunt prietenii noștri. Demonii sau îngerii răi, cei care au căzut, sunt cei care practic manipulează națiuni ca Rusia, națiuni ca cei care vor să facă rău, inclusiv Israelului, da? Cei care înrăiesc spiritele ca să se răzbune mai mult decât au primit ei ca lovitură, da? Credința este singurul instrument sigur prin care noi putem să înțelegem această realitate, asta care se întâmplă inclusiv lângă noi. Uh-huh. Da? Eu am o curiozitate, poate de copil mic, dar mi-o asum. Omul, odată cu dezvoltarea lui, de la copilăria mică, în perioada în care nu înțelege permanența obiectului, după care o înțelege și așa mai departe, omul matur știe că soarele este, chiar dacă norii sunt norii la acoperă. Deci cumva vede ce nu se vede omul respectiv, da? În sensul că am credință că acolo este soarele. Sigur. Acum întrebarea mea de copil mic este următoarea. Cum e posibil ca credința să fie atât de dificil de apucat, de înțeles, de interiorizat și de manifestat, de trăit, având în vedere că noi manifestăm credință în lucrurile acestea atât de reale, practic. Reale, da. Reale, adică, de ce nu cred că există demoni și îngeri care roiesc în jurul meu, unii să-mi facă bine, alții să mă destabilizeze, dar pot să cred că soarele există, chiar dacă nu se vede. Cum mă clarificați? Știți care este problema? Credința are cam 4 sau 5 aspecte. Credința. Domnul Hristos spunea și demonii cred. Ei știu Sigur. Că există Domnul Hristos, ei știu că există un rai, ei știu mai bine decât noi. Ei văd da. Ce nu și se vede. Văd. Da, și văd. Ei sunt, cred în ele, știu. Dar această credință nu-i determină la o schimbare. Se înfioară, se îngrozesc. Ok. Asta deci ăștia suni. Unii care cred, extrema, dar nu am înțeles. Extrema. Alți oameni au o credință mistică. Eu nu trebuie nicio dovadă. Închid ochii, eu văd. Și acești oameni sunt extrem de periculoși pentru că pentru ei realitatea nu este realitate. Este cu totul altceva. Aici avem o mare problemă. Fundamentalismul religios, vorbesc fundamentalism în ghilimele pentru că există un fundamentalist corect, adică un om care stă pe o temelie. Însă, la ora actuală, prin fundamentalist se înțelege un om da. Mistic, un om foarte religios. Deci, dumneavoastră asociați misticismul cu fundamentalismul religios actual? Actual. Okay. Așa este el interpretat astăzi. Deci, când spui astăzi fundamentalist religios, te gândești la acești oameni. Deși există și un alt fundamentalist care are o soluție bună. Acest fundamentalist religios de astăzi nu are absolut nicio bază. Nici științifică, nici biblică a revelației. El crede. Și lucrul acesta creează marile probleme. Pentru că dacă dumneavoastră observați, în toate conflictele de astăzi, fundul problemelor este religia. Dar n-a fost întotdeauna așa, domnul Aldo? Nu chiar întotdeauna. Uneori, fondul problemei era teritoriul, erau resursele minerale, era orgoliu de putere, însă la ora actuală
peste toate acestea care există și teritoriul și, dar elementul cheie, motivația de bază, religia. Este religia. Uh-huh. Există foarte mult misticism religios în Israel, foarte mult misticism religios în religia musulmană și există foarte mult misticism și în creștinism. Și atunci, acești mistici care privesc realitatea subiectiv, cu ochii închiși, cu Biblia închisă, aceștia ne creează probleme. Asta este marea problemă. Eu nu vreau să intru în problema politică, vreau să intru în problema religioasă, în ceea ce mă privește pe mine. Și ceea ce vă spun dumneavoastră este că i-am auzit pe mulți oameni mari, mai mari decât noi, care spuneau exact același lucru. Uh-huh. Ce, domnilor, problema este ideea mistică care este acum în mintea nu doar a unor religioși, ci chiar a unor mari conducători de state. Da, mulțumesc. Deci ați identificat două aspecte problematice ale credinței, cei care cred, dar nu se aliază, nu se aliniază așteptărilor credinței și, și dracii crești și se înfioară, da? Da. Oamenii aceia înțeleg, văd, pricep, dar nu acceptă planul lui Dumnezeu până la urmă. Și ați identificat pe aceștia care cred fără să fie fundamentați pe ceva anume în fond. N-au nicio bază a credinței lor, cred mistic în ceva ce până la urmă nu există. Acestea două probleme le-ați identificat. Pot să vă dau al treilea exemplu frumos? Vă rog. Dar vă dau printr-un exemplu. E deci, mai frumos cu povești. La începutul războiului dintre Rusia și Ucraina a fost ocupat un orășel de lângă Kiev, unde noi aveam centrul nostru adventist, Institutul Teologic și așa mai departe. Uh-huh, uh-huh. Toți oamenii din zonă au fugit la centrul nostru, locuitorii din zonă. Au stat acolo vreo 3-4 săptămâni cât au mai avut ceva de mâncare. Și nu mai aveau nimic de mâncare. Uh-huh. Erau înconjurați de armată. Și atunci noi aveam un singur om care a rămas să păzească centrul. Un pastor. Și omul acesta a avut o credință formidabilă. S-a îmbrăcat într-un cerceaf, a mărat un cerceaf așa în mână și s-a dus direct la armata rusă. Cu încredere, a vorbit cu ei foarte deschis, le-a spus, uite, asta e situația, faceți ceva să săpăm. Și a spus, fiți atenți, dacă o să ieșiți în fața noastră, vă împușcăm pe toți. Dar uite, există un mic culoar, care nu este în bătaia puștii, nici la unitatea. Pe întuneric, ieșiți pe acel culoar și duceți-vă. Wow. Ca să vedeți ce însemnează adevărata credință. Omul ăsta n-a făcut o bravură. Omul ăsta s-a rugat zile întregi, Doamne, cum să-i scap eu pe acești oameni? Care erau vecinii lui. Și asta este credința adevărată. Vedeți? Și într-un conflict din acesta teribil, oribil, credința este cea mai puternică. Superb. Și tocmai asta este pasul pe care îl facem mai departe. Domnul Dan, e foarte interesant că omul care reușește să vadă și să creadă, da, e cortina dată la o parte, văd ceea ce nu se vede și cred, deși nu pot să pipăi, este cel care reușește să facă lucruri din astea mari. Întrebarea este, care e rețeta ca omul ca mine, omul de rând, să prindă această realitate? Cum să devin parte din realitatea asta care se ridică deasupra realității generale pe care oamenii o văd, pe care oamenii o trăiesc? Adică să o luăm așa foarte, foarte practic. Oameni care se vaită de ziua de mâine, care nu au cu ce să-și plătească facturile, care au o boală serioasă și își pun problema ce se va întâmpla cu mine într-o lună, două, într-un an și așa mai departe. Cum îmi voi crește copii? Lucruri firești, da? Ce fac? Cum mă ridic eu de la statutul ăsta de om nevoiaș? Să văd lucrurile acelea și să fac utilă pentru mine credința. Oamenii aceștia au nevoie de un ajutor, pentru că ei singuri nu pot face așa ceva. Privirea lor este îndreptată la ce se vede, pe când credința autentică la ce nu se vede. Și este o chestie contradictorie, nu merge. Oamenii aceștia trebuie ajutați și singura mână întinsă spre ei sau singurul ajutor nu le poate veni decât prin Ilie,
vreau să specific acum despre ce vorbesc. Ilie este înălțat la cer. Nu vorbesc despre Ilie Tezviteanul sau Tijbitul din Vechiul Testament. Există o profeție frumoasă în Maleahi care vorbește că la vremea sfârșitului, aceeași vreme pomenită în Daniel 11, versetele 40 la 45, care vizează timpul nostru, că e tot vremea sfârșitului, Dumnezeu va trimite pe prorocul Ilie, spiritual, cel spiritual, ca să îndrepte inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, adică exact spre aceste persoane care sunt împovărate de grijile lumii, care sunt speriate de acest război. Sunt mulți care consideră, chiar de la noi din țară, că da, dacă e să ne pregătim pentru război, trebuie să ne pregătim, fără să știe ce implică asta. Că dacă ar fi trimiși în prima linie a frontului, dau bir cu fugiții, nu știu ce înseamnă asta. Eu am prins armata că era obligatorie și am făcut armată. Deci n-am făcut ceva așa... Dar cei mai din coa nu prea știu ce se mănâncă. Exact. Bun. Oamenii aceștia au nevoie de acest Ilie. Ce se întâmplă, practic? Ce se întâmplă? Acest Ilie despre care Scriptura vorbește... Ilie. Nu vorbim de la noi, vorbim de la Dumnezeu. Vorbim din Scriptură. Ce se întâmplă exact? Cum să-L înțelegem? Cum să-L pipăim? Acest Ilie trebuie să vină cu un mesaj atât de puternic, în care să trezească și va trezi toată societatea umană, nu o țară sau mai știu eu ce. Toată societatea umană o va trezi la adevărata realitate ca să o poată traduce în mintea ei așa cum trebuie, așa cum vrea să ne ajute Dumnezeu. Da? Prin asta vreau să spun următorul lucru. Că evenimentele care se petrec acum sunt un preambul pentru ceva mai groaznic, conform cu Daniel 12 cu 1, care de fapt e o continuare, împărțirea în capitolul a Bibliei, nu e una nefericită, dar în fine, o continuare a capitolului al 12-lea, unde spune că se vorbește despre un timp care n-a existat niciodată pe fața Pământului de când e omul. Da. Deci aceste evenimente pot fi înțelese numai cu ajutorul acestui Ilie. Iar acest Ilie este descris cel mai frumos și cel mai plastic, să spun așa, sub simbolul unui înger în Apocalipsa 18, primele 4 versete. E cel care vine cu această solie fabuloasă, solie Îngerului al treilea, da? Care are menirea, de fapt este o repetare a evenimentelor petrecute în perioada 1843-1844, dar mult mai puternic, nu într-o singură țară, ci pe tot pământul. Asociați cumva, doar ca să înțeleg, asociați cumva venirea acestui Ilie cu revărsarea ploii târzii, cu Duhul Sfânt? Acesta are loc pentru cunoscători, vorbesc acum. Acest eveniment al revărsării Duhului Sfânt, o copie a evenimentului 5 zecimii pe vremea ucenicilor, are loc doar în mediul adventist. Acum e mult de povestit în această privință. Trebuie să discutăm despre asta altă dată. Mediul adventist e destul de mare și nu e cazul acum să intru în detalii. Când spuneți adventist, m-ați întărâtat acum, când spuneți adventist, spuneți doar toată comunitatea adventistă sau spuneți mediul celor care așteaptă revenirea Domnului Iisus? Pentru că sunt lucruri diferite. Da, mă refer la mediul adventist, care este singurul care are habar despre prezența lui Hristos în cer, în sanctuar. E singurul. Okay. Și este singurul, de asemenea, care înțelege ce presupune, cel puțin în teorie, a doua venire a lui Hristos. Am înțeles. Când spun mediul adventist, mă refer la tot ce implică mediul adventist, așa cum este el fragmentat astăzi. Absolut tot. Ok. Mulțumesc frumos. Mai duceți teoria sau mergem în altă parte? Vreau să duc teoria mea. Teoria dumneavoastră, vă rog. Realitatea este pe două planuri. Deci o realitate vizibilă. Corect. Care o putem studia. Asta se numește credința științifică. Uh-huh. Probăm, e clar. Corect. Și o realitate invizibilă, pe care ne-o prezintă Biblia în câteva ocazii foarte clare. Întotdeauna când am un om cu care am un dialog aprins, viu schimb de vorbe, nu sunt atât de supărat pe el, ci
și sunt supărat pe cineva care e în spatele lui și care îl îngheoltește. Am înțeles. Deci în lumea noastră de astăzi, oamenii văd doar pionii din primul rând care se bat. Nu-i văd pe cei din rândul doi. Și vreau să vă dau un exemplu foarte clar. De câțiva zeci de ani, în confruntările care au existat, era posibil ca A să-l facă praf pe B. Niciodată nu l-a distrus. I-a dat două, trei, l-a pus, l-a amețit și s-a ridicat iar. Niciodată. Mi-am pus întrebarea, de ce, domnule? Dați-mi un exemplu, vă rog, ca să fie mai clară situația. Primul exemplu. Uniunea Sovietică în 45, epuizată de război. Anglia și America putea să îi pună cap, terminau cu comunismul, termina cu războiul rece și era nu, colaborează și ne vinde și pe noi rușilor. În parte de Europa. De ce i-au lăsat să supraviețuiască când aveau puterea să le pună cap? Nu înțeleg. Războiul din Irak, două războaie, din 91 și din 2001-2002. Avea posibilitate, au ajuns până acolo. S-au oprit. Și multe alte situații. Multe, multe. Ce explicație dați? Explicația este aceasta, că deasupra tuturor acestor combatanți e un stăpân, care este stăpânul și lui A și lui B. Și acest stăpân nu are interes să pună capăt luptei, ci are interes să mențină lupta în continuare. Gândiți-vă că acest stăpân are doi câini cu care ține spectacol de bătăi de câini. Și câștigă bani. El nu vrea ca un câine să-l omoare pe celălalt. Intervine ca să-i mențină tot timpul să câștige bani. Acest stăpân este Satana. Asta e realitatea din lumea noastră. Și vă pot da o grămadă de citate și de argumente clare. Războiul este cea mai favorabilă situație a lui Satana, când și o tabără și alta, nu mai face indiferențe, sunt pătrunși de cele mai animalice porniri, de ură, de răzbunare, de crimă, de distrugere. Nu vedeți dată ce distrugere se fac. De ce? Pentru că Satana îi coboară la război, pe oameni, la cea mai de jos treaptă posibilă. Lui îi convine această realitate. Și atunci, eu nu pot să înțeleg realitatea din lumea aceasta dacă nu iau în calcul acest stăpân din umbră, Satana, care dirigează și pe A și pe B. Ce spuneți dumneavoastră ar putea fi foarte salvator, pe bune, pentru toți cei care sunt în conflict, plecând de la conflictele maritale sau cele de pe stradă sau între frați și așa mai departe, până la cele mai înalte niveluri. Vorbim despre conflictele acestea în care e altcineva care trage sforile, tu ești decât cel care, nu știu, Pinocchio. Îi faci jocul lui. Îi faci jocul. Dacă am gândit în termenii aceștia, o grămadă de conflicte s-ar soluționa destul de repede. Și unele s-au soluționat, care au înțeles, dar întrebarea este câți oameni cred în Dumnezeu cu adevărat, nu mistic. Câți cred? Uh-huh. Câți au încredere în Dumnezeu? Vă amintiți de situația aceea din Israel, când au venit sirienii să-l prindă pe Elisei și s-a speriat? Și spune, nu te speria, uite-te mai bine. Carele noastre sunt mai multe decât carele lor. Asta e realitatea. E foarte important să vedem realitatea dincolo de realitatea palpabilă. E foarte important să vedem ceea sigur ce Dumnezeu... Că da. Cred că este singurul lucru salvator. A vedea dincolo vă dau de exemplu? Ceea ce se vede. Vă rog. În 85 am construit o biserică. Aveam eu acte și înțelegeri. Dar cum erau atunci? Și oamenii s-au dus mai departe și am avut sentința de demolare prin tribunal. În orașul meu, o biserică, în vecin, orașul vecin, biserică baptistă. În aceea zi, amândoi, aceea sentință. Baptiștii apelează la americani. Ambasada americană vine la proces, ia notă, Vocea Americii face gălăgie, colonelul de securitate prezent, normal, două biserici. Și zice, nu apelezi și tu la ei, că ăștia scapă cu America. Nu apelezi. Păi mai ei scapă cu... Zic, eu am pe ceva și mai mare. Și
El nu înțelegea pe cine ai tu mai mare. Dumneavoastră, pe cea mai mare. Păi ce nu poți ajunge la Ceaușescu? Ei, dacă e nevoie să ajung, am un om care și acolo poate, dar am pe cea și mai mare. Hai spune. Și am explicat situația mea. Adică n-am fost un mistic să mă arunc cu capul înainte. Am discutat, am aranjat, mi-am făcut eu. Aveam și o autorizație. Am avut și bani, am avut de toate. Îi spun, domnule, dacă Dumnezeu m-a ajutat să ajung până aici, sunt convins că nu o să mă distrugă. Și îmi spune, mai zi o dată. Parcă nu înțelegea. Și mi-a repet încă o dată. Și mă bate pe omul, zice, stai acolo. Că stai bine. Nimeni nu te dă afară. Wow. Cealaltă biserică a fost demolată și a mea a rămas până astăzi în picioare. Deci omul înțelege credința. Deci credința. Observați că se poate depăși o criză fără pumn? Sigur. Se poate depăși o criză prin credință. Eu am trăit nu o experiență, mai multe. Am văzut și la nivel mai mare acest lucru. Însă, oamenii de astăzi nu mai cred în Dumnezeu. Nu mai au încredere în Dumnezeu. Oamenii de astăzi văd numai realitatea din fața ochilor. Păi și de asta tot întrebam mai devreme cum Ilie, trebuie să vină Ilie, nu? Să se întâmple ceva, pentru că credința noi știm că nu vine de la noi. Sigur. Știm că originea nu este noi. Adică numai pe Dumnezeu îl văd responsabil de toate lucrurile acestea. Dumnezeu ne aprinde credința ca o lumânare. Și noi o întreținem. Da, mulțumesc frumos. Haideți să vedem percepția realității actuale prin conștiința realității veșnice. Ne este foarte greu să gestionăm realitatea. Că ești bolnav, că ai probleme de o grămadă de... Nu contează. Cert este că tot ce vezi este problema ta. Și să nu spuneți că nu cunoașteți această chestie, măcar mai de mult, poate când nu erați atât de credincioși. Nu ați fost niciodată speriați, înfricoșați de ce urma să se întâmple? Nu v-a fost greu să vă prindeți de mâna credinței? Nu v-a fost niciodată greu? Da, mai ales când nu conștientizezi, nu faci din Dumnezeu un prieten, că nu știi, auzi ceva despre Dumnezeu. Haideți să vedem două situații, vă rog frumos pe dumneavoastră. Înainte și de a experimenta nașterea din nou, sau mă rog, unirea cu Hristos și după. Dați-mi o experiență de dinainte și cum ați gestionat-o și după. De exemplu, mă aflam în armată și mai aveam puțin să fiu lăsat la vatră sau să fiu liberat, cum se spunea. Și eu mă gândeam, mă frământeam la ce va fi în viitor, ce voi face. E pe vremea comunismului asta, în 89. Ce voi face, că trebuia să te angajezi. Atunci nu era o problemă cu locul de muncă așa cum este astăzi. Dar avea și anumite plăceri, adică voie să lucrezi tu undeva unde e mai bine. Și ca să lucrezi unde era mai bine, trebuia să dai bani și alte din astea. Te duceai cu un porc, cu un vițeluș, cu o oaie și așa mai departe. Bun, eu mă gândeam atunci, era un gei mecanismul, adică trebuia... Da. Era o noapte înstelată, frumoasă și mă gândeam, mă podidiseră chiar lacrimile. Ce voi face eu în viitor? Cum arată viitorul pentru mine? Și eram un tânăr, aveam 19 ani. Și mi-a fost foarte dificil, foarte greu. După 1996, însă, lucrurile s-au schimbat. Pentru că în momentul întâlnirii cu Dumnezeu, în acea primăvară, în martie 1996, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, deși nu s-a petrecut literalmente așa, dar este ca și cum s-ar fi întâmplat așa, ne închipuim un prieten foarte bun care te ia pe după umăr și zice, nu vrei să facem câțiva pași împreună? Așa a făcut Iisus cu mine. Și zic, ba da, mai aveam câteva luni și terminam institut teologic, cum se chema atunci, adventist de grad universitar. Și eram tare împovărat, nu înțelegeam cum de viața de creștin nu e o viață de biruință, adică de ce mai am eșecuri? De ce... O întrebare foarte legitimă și pe care o întâlnim exact. La mulți dintre foarte creștini. Foarte mulți. De ce este așa? Și
în acea zi am făcut acei, să spunem, câțiva pași cu Mântuitorul și mi-a spus: problema ta nu este faptul că cunoști, ci problema ta este că n-ai întins mâna cât trebuie ca să ajungi la mine. Păi și zic, cum să fac asta, că nu știu. Cea mai gravă sau subtilă problemă la un astfel de credincios este acela că nu știe cum să exerce credința. Asta e o realitate, că se întâmplă absolut tuturor. Nimeni nu e în afară de asta. Ajutați-ne să cum exact. Se exercită credința. Și atunci când am luat cuvântul lui Dumnezeu și am citit ești în Isaia, ești săpat pe palmele mele. Okay. Sau pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară, asta e în Matei, da? A zis, mâna credinței, când citește aceste cuvinte, apucă puterea creatoare a lui Dumnezeu. Pentru că această carte, practic, e puterea creatoare a lui Dumnezeu așternută în formă de scris uman, omenesc. Obiecțiune. E foarte important. Pentru că sunt convinsă că, asemeni mie, sunt multe alte întrebări în spate. Bun. Cunosc oameni care au stat cu cuvântul în mână zeci de ani de zile. Da, așa este. Și care se manifestă fix la așa fel este. Ca acum așa 20, 30, da. Cunoașteți, da. Nu? Deci nu, da. Să, n-am eu niște... Exact. Niște... Da. Da? Bun. Cum... Creștini mistici. Da, creștini mistici. No comment. Așa cum sunt oameni care parcă merg din biruință în biruință și dau pe la Scriptură din Paște în Crăciun. Explicați-mi și mie chestia asta. Adică unde se manifestă credința și cum are loc ea? Pentru că nu-mi stă în picioare treaba asta. Acum mă duc și citesc în... Da? Ca frate. Da, sigur. Citesc Scriptura de două ori pe an. Păi să vezi ce sfințenie pe cap, nu mai cad niciodată. Am menționat un lucru care trebuie luat în evidență în mod deosebit. Am înțeles asta cu mâna lui Hristos pe după umărul meu. Nu poți să înțelegi asta singur. Poți să auzi de la amvon pe pastor, pe predicator, pe prezbiter, cine o fi. Îți vorbește despre așa ceva. Încă îmi cer scuze, dar mă provoca stare. Deci, acțiunea lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu, este nu este a mea. Este a lui Dumnezeu. Bun. Este a... Și atunci de ce zice, nu face eu Dumnezeu? Sunt cel care te întâlnește, vin la tine. Ok, și atunci cu ce se devine dacă Dumnezeu nu mai ia pe după umăr? Nu se devine, dar trebuie să ajung în punctul în care eu văd că sunt nimic și că El e totul. Asta e toată problema aici. Mergeți și la ideea de smerenie, doar smerenia este cea care îi permite... Nu e nici asta, merg în altă parte. E și asta într-un fel, dar se ajunge la misticism, cum spunea domnul profesor și mulți păi nu știu asta. Ideea este așa, că credința care este mâna care apucă puterea creatoare presupune să predai cu totul, să pui în mâinile lui Dumnezeu propria ta voință. N-ai făcut asta, nu intri în experiența nașterii din nou. Deci nu mai faci ce vrei tu, faci ce vrea Dumnezeu. Da. Iar lucrul ăsta, fără a ajunge la misticism, cum se întâmplă? Prin credința aceasta, am spus. Adică eu pot să renunț la planurile mele și să-i spun lui Dumnezeu, te rog să-ți împlinești planurile tale cu mine. Am zis, eu personal am zis așa, Doamne, acum, cu toate că studiam scripturile, învățam teologie, am avut profesori de excepție, fără să încerc să ridic în slăvie. Am avut tot ce mi-a trebuit. Și în momentul când mântuit, Isaia capitolul 6, era un tânăr care credea că stă bine. Și când a văzut maestatea slavei lui Dumnezeu în templu, așa cum era reprezentată, când se uita el spre templul lor și a văzut ceva ce era reprezentativ pentru cerul, l-a apucat groaza. A zis că sunt un om cu buze necurate, care aparține unui popor cu buze necurate. Asta este experiența la care trebuie să ajung când Hristos îmi vorbește din acest cuvânt. Bun, și experiența că deja am... Și experiența cealaltă. Cealaltă este că, în mod normal, dacă am acceptat jertfa lui Hristos și a devenit pentru mine un principiu viu și activ, ar trebui să duc o viață de biruință zi de zi asupra oricărui păcat mărturisit și părăsit. Adică asupra tuturor acelor păcate pe care le-am pus în sanctuar, să zic așa, prin Sunteți credință. Sunteți adeptul desăvârșirii ultimei generații? Sunt adeptul... Evangheliei cu privire la viața de biruință asupra păcatului, așa cum se va oglindi în cele din urmă în cei 144 de ani. Nu sunt adeptul desăvârșirii mistice sau că sunt fără păcat, așa ceva. Nu considerați că sunteți fără păcat. Nu. Ori dacă cineva spune asta, nu-l cunoaște pe Hristos. Mulțumesc, e biblic, sigur asta o accept. Da, așa trăiesc, așa cred. Amin. Da.
ați dori să ne ajutați un pic? Pentru că aveți experiența cea mai mare dintre noi trei. Sigur. În ceea ce privește această credință practică? Am înțeles cu biserica respectivă, da? Ați manifestat încrederea într-un Dumnezeu care este mai mare decât Ceaușescu, este mai mare decât americanii, este mai mare decât oricine. Mai dați-ne un exemplu, vă rog frumos. Pentru că din poveștile acestea, oamenii vor pleca cu ceva. Da. Poate cea mai grea problemă în viața unui om este să accepte realitatea unor situații grele. La 37 de ani am avut o pareză la frigor. Nu se mai închidea ochii, nu se mai... grea de tot. Și a fost extrem de greu. Zic, Doamne, la 37 de ani rămân un om paralizat. Dar am avut totdeauna încrederea. Și medicul mi-a dat o speranță formidabilă. M-a dus la un spital mare și efectiv cum încerci cu becul, dacă e curent pe fir, mi-a încercat mie pe față și mi-a dat, fii atent, deci un pic mișcă acul. Deci e un pic de curent. Înseamnă că se reface. Se rezolvă. Și aceasta o numesc eu credință. Dacă într-o situație extrem de grea, ai un accident, ai o boală, ai o nenorocire, ți-a luat foc casa. Rămâi cu credința în Dumnezeu și spui, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, cu acea mică porțiune de credință care a rămas, lucrurile se rezolvă și urci pe o treaptă mai mare. Adică, primul lucru, acceptă realitatea. Da, sunt bolnav, sunt într-o criză, dar există încă o speranță. Chiar dacă doctorul nu mai dă speranță, Dumnezeu poate să mi-o dea. Asta e realitate. Dacă nu-mi dă, eu rămân încrezător în el. Deci sunt oameni care au realizat lucruri extraordinare într-un fotoliu cu rotile. Am înțeles. Deci nu e o problemă. Ați deci fi spus trebuie cu aceeași seninătate lucrurile acestea la 37 de ani, cum le spuneți acum? Sigur. Ok. Înseamnă că sunteți un om ancorat așa bine din tinerețe. De ce? Mă interesează foarte mult să vedem dacă identificăm și în viața dumneavoastră, că e una păcătoasă de mine, identific la mine așa lucruri, când sunt în criză, într-o criză de orice natură ar fi ea, mi-este foarte greu să accesez credința despre care vorbesc cu atâta ușurință în alte contexte. Vi se întâmplă, vi s-a întâmplat și dumneavoastră sau sunt eu singura păcătoasă din platou? Vreau să vă dau exemplu, criza de bani, pe care trecem toată lumea trece. Mă simt mult mai bine când nu mai am bani. Și de regulă nici nu țin banii la mine. Asta când aveți datorii, domnul Aldea. Totdeauna, și acum am o datorie. Trebuie să mă gândesc cum să o fac. Dar atunci când nu am bani, am spus, uite, eu n-am făcut o prostie să mă duc să cheltui nu știu ce pe nu știu unde. Eu am cumpărat cărți, am construit, am făcut ceva, un lucru bun. Doamne, dă-mi Tu, am nevoie. Și a venit exact la timp. Cum a venit? V-a venit o construiam, idee, construiam o biserică și mi-am pus ca țintă să nu cer niciun ban de la oameni pentru conturile. Să vină ei să dea. Uh-huh. Și la un moment dat, mai pe final, trebuia să plătesc 2000 de lei la niște muncitori și nu mai aveam. Zic, n-am ce face acum, trebuie să mă duc să cer. Și era un bătrân care avea bani, era un om valoros, un om serios, și zic, mă duc la el. El era însă nevăzător. Și mergând spre el, în oraș, mă întâlnesc cu el, cu soția, ne salută, zice, venea la dumneavoastră. Hai să rezolvăm treburile aici. Zice, ne-am gândit să vă mai dăm 2000 de lei. Asta mi-a dat lacrimile. Da. Deci eu veneam la dumneavoastră să vă cer 2000 de lei. N-a trebuit să-i mai cer, că i-ați adus. Uite cum rezolvă Dumnezeu. Amin. Asta este să... Realitatea este să ai încredere în Dumnezeu. Aceasta înseamnă realitate, adică să trăiești prin credință, și nu prin vedere. Să știi că în spatele tău sunt niște îngeri care te ajută. Bunica mea în povestea.
în foametea aceea mare din 46. Bunicul meu era fără vedere. Copiii erau plecați. Nu mai avea absolut nimic de mâncare. Și dimineața când s-a sculat, găsește la poartă, în cuiu unde punea cheia, o traistă cu mălai și cu câte ceva. Deci asta e realitatea. Să ai încredere că pâinea, apa, cele necesare existenței, sănătatea, când Dumnezeu știe că ai nevoie de ea, El ți-o dă. Da, frumos. Adică e chiar frumos ce ne transmiteți dumneavoastră și m-aș bucura ca și noi ăștia un pic mai născuți mai târziu, așa, să putem beneficia de aceeași măsură de credință. Pentru că eu sunt conștientă că și credința este crescând așa pe măsură ce experimentezi situații cu Dumnezeu. Dar când suntem mai tineri, mai greu ne este să lăsăm totul. De ce? Pentru că trecem o perioadă de mare prosperitate, cum n-a fost niciodată în istoria noastră. Deci perioada în care suntem acum e mare prosperitate. Și eu tare mă tem când lucrurile se vor schimba puțin, tinerii care n-au știut ce a însemnat și partea grea, le va fi enorm de greu. Da. De aceea trebuie să privim realitatea nu doar din perspectiva momentului actual, ci și din ceea ce se poate întâmpla dacă seceta se continuă, dacă războiul se continuă, dacă cu tare. Și atunci rămâne o altă latură care mie îmi place foarte, foarte mult. Domnul Hristos spune, rugați-vă pentru fuga voastră. Rugați-vă pentru momentul greu. Adică niciodată să nu privești doar ce ai în față, ci ce ai pe masă. Să privești și dincolo. Să privești și la altul care n-are nimic pe masă. Și să te gândești și la el. Corect. Aceasta este adevărata realitate. Să ai viziunea globală. Mulțumesc! Credința este o formă de a trăi cu Dumnezeu realmente, zi de zi, indiferent de context. Și mai ales, cum a spus domnul profesor, în condiții în care chiar ești în lipsă. Nu mai ai. Nu mai ai. Eu știu ce înseamnă să nu mai am. Pentru că am trăit în epoca comunistă, e adevărat. Adică amândoi știm ce înseamnă asta. Am prins și eu un pic și știu ce înseamnă. A fost teribilă perioada în speț 85-89, absolut teribilă, grozavă. Nu găseam ulei, cea mai nu găseam ulei. Că noi aveam ulei. Nevoie de ulei. Da, ulei. Da. Da. Da, cumva a fost binecuvântat comunismul. Foarte. Binecuvântare pentru mulți dintre credincioși, pentru că n-au avut variantă decât să se prinde de Dumnezeu. Pentru noi sărăcia era destul de lucie. Știi care a fost experiența? Vă rog. Tăteam în curtea adunării. Și sâmbata veneau oameni de mai departe, câte 5, 6, 10, nu-i lua nimeni la masă că n-avea pâine. Mâncare avea, dar avea pâine, că mie dădea o jumătate de franzelă, atât. Și ce facem? Îi luam la noi și n-avem decât atât, nu ai nimic, Dumnezeu ne ajută. Vă spun că eram 4 sau că eram 6, mâncam dintr-o franzelă sau jumătate de franzelă tot și ajungea. Și mai rămâneau felii. Da. Întotdeauna. Da, nu știu cum, așa întotdeauna. Așa deci, este o realitate a minunilor, nu e mistică. Da. Da. O realitate, Dumnezeu poate face minuni. Și dacă nu accepti această realitate, un Dumnezeu care face minuni, care despică stânca și îți dă apă, care coboară mană din cer și ai ce să mănânci, dacă nu crezi acest lucru, o să mor de foame. Da, da, mulțumesc frumos. Mă fascinează imaginea pe care Isaia o creează, mă rog, Dumnezeu prin profet, căci gândurile mele, spune Dumnezeu, nu sunt gândurile voastre, nici căile voastre nu sunt căile mele. Cât sunt de înalte cerurile față de pământ, așa sunt căile mele înalte față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Prin repetiția asta încercând să ne facă să pricepem să cât de mare e propastia între ceea ce gândesc eu, sărmanul om, și creatorul meu. Mă interesează să percepem realitatea mai mult, înțelegând un pic măcar, un pic prinzând din gândurile lui Dumnezeu. Cum să înțeleg eu gândurile lui Dumnezeu care sunt atât de departe de gândurile mele? Mai cu seamă în perioadele grele. Dar mie îmi place să discutăm aici. Dar nu ne plouă, nu ne este frig, am și mâncat ceva probabil. Adică suntem, ne-au fost împlinite cel puțin nevoile de bază. Dacă nu și altele. Da, mă gândesc la faptul că, uite, avem totuși satisfacții. Sigur. Da?
sigur. Stăm undeva bine pe piramida lui Maslow, nu suntem chiar la... Da? Bun. În momentul ăsta, ce înțeleg eu? Cum să prind eu gândurile lui Dumnezeu ca să-mi fie acoperământ și hrană și apă în momentele alea foarte grele? Păi, pentru un creștin autentic, gândurile lui Dumnezeu sunt exprimate aici. Toate făgăduințele, promisiunile lui Dumnezeu, pretutindeni în Vechiul și Noul Testament, sunt pâinea vieții. Hristos a spus, eu sunt pâinea vieții. Hristos a oferit Evanghelia doar din Vechiul Testament, că atât a existat pe vremea lui. Deci, dacă ar fi doar Vechiul Testament astăzi, dar mulțumim Dumnezeu că nu este, e chiar mai mult decât Vechiul și Noul Testament, dacă ar fi doar Vechiul Testament, făgăduințele acelea sunt hrană. După cum pâinea fizică, aceea pe care o consumăm zi de zi, ne hrănește, trupește, există și gândurile lui Dumnezeu în forma cuvântului lui Dumnezeu, care spune că omul nu trăiește doar cu pâine, spunea Mântuitorul, adversarului său, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci pentru Hristos asta era viață. Pe el, totdeauna trăia în timpul prezent astăzi, nu l-a interesat ziua de mâine, pentru că trăia astăzi, ajunge zilei în cazul ei. Da? Nu mă frământ pentru ziua de mâine, pentru că dacă încep să mă frământ, mai am și pe expertul, prințul întunericului, care este diabolic și va hiperboliza, va mări, va face frământarea mea mai mare decât mi-o închipu eu. Corect. Și care n-are de a face în realitate cu ceea ce mi-o închipu eu, că s-ar putea ca mâine să fie altceva decât cred. Aici se văd foarte bine suferințele psihoemoționale. Sigur. Aș spune că Domnul stă cu frica la gât permanent ce se va întâmpla mâine sau stă cu stresul sau, mă rog, exact, cu melancolia, cu neplăcerea sau cu bucuria trecutului și nu se poate bucura deloc, sigur, de prezent. Adică prezentul dispare. Ori se duce în viitor, ori se duce în trecut și omul nu mai este ancorat în realitatea actuală. Eu v-aș întreba o chestie foarte simplă. Dați-ne un mic îndrumar de hrănire cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cum să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu de așa, da, natură să fie util? Viață. Să nu fie doar acel cuvânt pe care îl mâncăm cu polonicul? Da. Da? Și care nu ne este util, văzând atâția frați care, mă rog, și poate atâtea surori, să nu fiu discriminatorie, care au servit Cuvântul lui Dumnezeu foarte mult și care sunt nehrăniți în fond, că și ei sunt niște suferinți. Păi pot să vă spun propriul meu exemplu, că vă e mai practic așa decât să mă gândesc la ceva anume și să pară o teorie. Exemplu. În fiecare zi, dimineața, este perioada cea mai frumoasă, cea mai plăcută, am această legătură de conversație cu Dumnezeu prin cuvânt, prin această carte. Adică citiți în fiecare zi dimineața, exact, cuvântul. Pot să iau o făgăduință. Poate mă gândesc la una, o iau pe aceea. Poate nu am ceva în minte, deschid la un psalm. N-aveți un studiu sistematic? Nu neapărat. Deschid la o Evanghelie sau poate studiez Evanghelia după Ioan sau după Matei. Zic, da? Sunt la rând. Citesc acele pilde sau parabole, citesc acea făgăduință, citesc în context. Dar eu citesc niște cuvinte ale unor oameni care au murit. Nu li se poate aplica lor și nici în acea vreme. Deci? Deci, eu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este proaspăt, mi se adresează mie. Iau pentru mine cuvântul respectiv. Da. De exemplu, Dumnezeu a spus lui Cir că e alesul lui, că va elibera poporul evreu, dar Cir a murit săracul. Eu nu cred că voi elibera poporul evreu, dar eu cred în cuvintele lui Dumnezeu dacă mi le-ar adresa mie pentru propria mea experiență. Eliberarea din păcat, eliberarea dintr-o împrejurare. Și iau cuvintele acelea pe cuvânt. Adică plec la drum în ziua respectivă cu puterea din acele cuvinte. Cine mi-a vorbit? Dumnezeu. Și dacă dau ochii cu, eu știu, un neajuns, un ceva neprevăzut, ce predomine atunci? Atunci văd nivelul credinței mele. Am credința în cuvântul pe care l-am citit dimineață sau mă comport ca un om oarecare și mă frământ și nu știu ce să fac, că s-a întâmplat nu știu ce. Deci avem câteva etape așa. Dimineața îmi asum că mă hrănesc, da, așa cum mă hrănesc cu hrana fizică. Pentru toată ziua. Și peste zi îmi amintesc, da, pentru că Duhul Sfânt n-are cum să amintească ceea ce n-a fost pus acolo. Exact. Duhul Sfânt, exact, se folosește de acele gânduri, exact, și poate că într-un moment meditez, în altul
Acum vreau să fac o precizare ca să nu creadă lumea că plutim așa dacă citim și acum plutim, mai suntem buni la serviciu sau când mergem pe stradă, mă duc la piață, așa parcă zbor. Levitați. Nu, suntem oameni normali, ne comportăm ca niște creștini autentici și îmi văd de treaba mea. Suntem oameni serioși, muncim mecanic, și auto, fac treaba mea. Dar dacă dau de greu, asta este, când dau de greu, ce este primul lucru care mi se întâmplă? Am credința în cuvântul cu care m-am hrănit dimineață sau am pierdut din vedere totul și mi-a acaparat toată atenția întâmplarea respectivă? Asta e toată treaba aici. Ok, mulțumesc. Este foarte limpede, nu trebuie să se chinuie nimeni să facă un studiu foarte amplu al Scripturii, ci să se hrănească cu puțin, atât cât este necesar pentru ziua respectivă, pentru că Duhul Sfânt se poate folosi de respectiva hrană. E putere. Pe parcursul zilei. Vă spun zilei. Cu toată încredere, este putere, putere. Și foarte important, mulțumesc că ați precizat lucrul acesta, hrănirea cu Cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă misticism, nu înseamnă o trăire într-o lume paralelă. Și nici închipui. Și nici închipuiri. Să-mi închipui eu cam cum o fi așa. Nu, este realitate. Okay. Nu te teme de nimic. Păi asta este. Nu mă tem de nimic. Și asta învinge și emoția absolut, de frică în momentul absolut, în care... Da. Păi gândiți-vă la Daniel. Groapa cu lei. Da. Când i-a zis, păi singura legea nu poți să o modific, trebuie să ajungi în groapa cu lei. Ce faci? Corect. El a zis, merg în groapa cu lei. Că așa a spus Domnul, așa mă duc. Accept. Mulțumesc frumos. Ne apropiem de final, mai avem 7 minute. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice prilej, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care întrece orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Acum, este foarte important să înțelegem valoarea, avem studiul și avem rugăciunea. Pentru că noi ne confruntăm zilnic cu provocări pe care nu le putem gestiona prin noi înșine. Adică și atunci ce facem? Punem mâna pe un telefon, cerem ajutorul cuiva, însă vreau să știu care e diferența între unul care apelează la toate variantele omenești și unul care apelează la cel mai înalt, da? Dumnezeu nu are, El este acolo oricum. E decizia lui dacă va interveni sau nu, dar eu știu că dacă apelez la El, lucrurile sunt în control. Cum vedeți lucrul ăsta după atâta vreme de slujire, după atâta vreme de viață și de confruntare cu, până la urmă, cu puterile întunericului? Adică sunt convinsă că ați avut lupte serioase de-a lungul vieții. Mă gândesc ce să vă spun care să fie cel mai simplu și cel mai clar. Am ajuns în momentul cel mai critic al lucrării, când la biserica mea în construcție a venit un capitan de securitate cu 2 subalterni, cu gălăgie mare, cu fort, te aranjezi, o să fac eu recrutare, așa. Nu ziceam nimic. Unul dintre ei se urcă pe o scară din aia improvizată de dulgheri, să vadă ce-i sus și comandantul, speriat, dă-te jos, dă-te jos, nu cumva să cazi, să zică că te-a trântit Dumnezeu. În momentul acela mi-a dispărut orice frică. Mă uitam la el și îl vedeam că lui e frică. Era frică de Dumnezeu. Da. Mie atunci, da, zic, wow. Așa este! Am spus cu voce tare, așa este, să știi. Și am început să ridic eu tonul la el. A prins curaj. S-a versalul lui. A plecat, cum se zice românește, cu coada între picioare. Din momentul acela, n-am mai avut niciun pic de frică, vă spun drept. Interesant lucru, presupun că v-ați rugat în perioada aia când nu ziceați nimic, pentru că nu găsea soluții, omul acela vă domina. Noaptea aceea, nu eram la mine acasă, stăteam la presbiter și m-am scurat de dimineață, zic, astăzi o să avem o inspecție tare, dar zic, nu o să ne poată face nimic, uite ce am visat. Deci eram deja pregătit. Eram pregătit. Deci, realitatea, care e realitatea? Să știi bătălia din spatele Corect. Cortinei. Mm-hmm. Asta este. Un alt aspect al acestei realități. A murit tatăl meu la 60 de ani. Eu eram pastorul. Și seara la privechi n-a venit nimeni, că eu eram pastorul. Și au venit vreo 100 de oameni din cartier. Că era cunoscut, erau văzut și au venit plin de oameni. Ce să fac? Am luat Biblia și lângă coștiugul lui tata am început să predic. O oră.
ca și când aș fi predicat normal în adunare. Am ținut, toți oamenii au rămas foarte impresionați. După ce am închis Biblia, pe urmă mi-a fost și mie greu. În momentul cât am predicat, n-am avut nimic. Când s-a ținut slujba de mormântare, atât timp cât s-a predicat și cât s-au cântat, nicio problemă, parcă stăteam în fotoliu și ascultam predica. Atunci mi-am dat seama ce însemnează puterea cuvântului. Uh-huh. Este fantastic. Depășește cele mai dureroase momente din viață, cele mai teribile crize care le ai în viață, sunt depășite totalmente. Eu nu vreau să îi conving pe nimeni, eu vă spun ce am trecut eu. Și aceasta datorată acestei Biblii. Nu că o ții în mână, că o pui pe bordul mașinii, că nu știu ce. Această Biblie care ți-ai însușit-o, care o știi pe de rost. Și spui, Domnul este ajutorul meu. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Asta e realitatea. Amin. Vă mulțumesc frumos. Suntem la final și aș vrea ca acum, în concluzie, să oferiți un gând telespectatorilor, acel gând care poate ar fi ultimul, poate că va fi ultimul din partea dumneavoastră către ei, poate niciodată nu vă vor mai auzi, dar acel gând să răsune în mintea și în inima lor într-un mod special, astfel încât realitatea pe care ei o percep actualmente să fie cât mai aproape, dacă nu chiar identică cu realitatea lui Dumnezeu, atât cât se poate pe pământul acesta. Ce le spuneți telespectatorilor, domnul Dan? Aș avea multe să le spun. Dar cât mai puțin, ca să fie cât mai ușor. Le-aș spune în trei cuvinte, fără să intru în detalii, nu este necesar. Aș vrea să citesc o parte, o fărâmă din Daniel 11 și să schițez cumva viitorul. Viitorul, dar din perspectiva Bibliei, uh-huh, nu după înțelegerea mea. Într-un minut și jumate mai. E mult. Atât citesc din Daniel, capitolul 11, versetul 40. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el, cu împăratul de la miază noapte. Și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu care și călăreți și cu multe corăbii va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Viitorul va arăta în felul următor. Puterea de influență și bâlciu pe care îl fac rușii, chinezii, sirienii, țările arabe în general, da? Iranul mai nou, da? India, țin de spiritul împăratului Sudului, care are ca și caracteristică dominantă ateismul. Este necreștin. Okay. N-are treabă cu asta. Și viitorul arată așa, că toată această influență va fi frântă și înghițită de împăratul Nordului, o caracteristică a democrației americane, care este ajutată de Uniunea Europeană și de alții, da? Și poate domnul profesor are altă părere. Dar acesta va fi punctul care urmează, iar după aceasta o să vină Ilie în mediul adventist, va fi marea strigare, da? După care intră și în țara cea minunată. Mulțumesc. Deci aceste lucruri se vor încheia într-un fel sau altul, nu știu cum neapărat, dar se vor încheia fără ca această influență a rușilor să mai fie ceva. Domnul Alde, gândul dumneavoastră către telespectatori. Dragi prieteni, vreau să vă spun că eu sunt foarte fericit pentru zilele care le trăiesc, fiindcă văd că Domnul Hristos este foarte aproape. Amin. În ziua aceea se va ridica marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său. Nu vă temeți, chiar dacă vor fi dezastre mari, pâinea și apa nu ne va lipsi, îngeri puternici vor fi trimiși de Dumnezeu să ne protejeze, așa că, cum spunea înțeleptul, n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Nu vă temeți de necazurile care vor veni. Deocamdată nu sunt. Dar nu vă temeți, pentru că realitatea este dincolo de ceea ce vedem, îngerii care ne protejează și Domnul Hristos care vine să ne mântuiască. Încredeți-vă în El. Așezați-vă în mâinile Lui și va fi cel mai bine.
Continuăm meditațiile biblice din seria Scrisori pentru Eternitate cu mesajul către Biserica din Pergam. Care este cea mai râvnită cetățenie? Cum poate fi ea obținută? Ce este adevărul și cum poate fi el înțeles de către o societate atât de pierdută în imoralitate? Care este promisiunea lui Dumnezeu pentru cei ce vor birui? Răspunde pastorul Mihai Bijacu la meditația biblică. Bun găsit telespectatorilor canalului A7 TV și în special celor care urmăresc emisiunea Comorile Înțelepciunii. Suntem de data aceasta la episodul al 4-lea din seria noastră Scrisori pentru Eternitate. Și astăzi vom aborda mesajul către Biserica din Pergam. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, l-am văzut pe Hristos adresându-se bisericii din Smirna și el s-a descoperit bisericii din Smirna ca cel care este viu, pentru că știa că oamenii din Smirna aveau să aibă foarte multă persecuție și aveau să sufere moartea chiar din pricina faptului că nu s-au supus închinării și nu s-au închinat la împărat așa cum cerea societatea de atunci. De data aceasta, când mergem în Pergam, vedem că Hristos se descoperă celor din Pergam diferit, așa cum am spus, diferit față de cei din Smirna. Și de data aceasta îl vedem pe Hristos, dacă deschidem Cartea Apocalipsei la capitolul 2 cu versetul 12, Hristos se descoperă bisericii din Pergam ca cel care are sabia ascuțită cu două tăișuri. Când avem această imagine în minte, o sabie ascuțită cu două tăișuri, cu siguranță ne vine în minte acea sabie romană care avea două tăișuri. Și Hristos le spune cumva celor din Pergam pe aceeași idee a persecuției. Nu vă temeți de cei care dețin sabia ascunsă cu două tăișuri, care vor să vă persecute din pricina faptului că nu vreți să vă închinați împăratului. Eu dețin adevărata sabie. Eu sunt cel care voi veni și vă voi face dreptate. Pentru că Pergam, ca și celelalte orașe de până atunci, era un centru al închinării la împărat. Erau foarte multe temple. Ba mai mult, în Pergam era un cult al fertilității foarte bine pus la punct. Și știm ce înseamnă închinarea în temple închinate zeilor fertilității. Imoralitate și lucruri de genul acesta. Creștinii nu făceau așa ceva. Și Hristos îi încurajează pe oamenii din Pergam și apreciază faptul că ei au rămas la învățătura solidă. Uitați, spune, știu unde locuiești, zice el. Știu chiar acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea. Foarte interesant, Hristos știa că ei aveau să fie exact în epicentrul închinării păgâne și îi apreciază pentru faptul că nu s-au lăsat, pentru faptul că au rămas tari. Poate și astăzi, dacă ar fi să ne gândim la bisericile noastre, cele mai multe sunt în centre urbane și centrele urbane nu sunt cunoscute atât de bine pentru moralitatea lor. Într-o țară vestică, moralitatea este mai scăzută la oraș decât în mediul rural. Am putea spune că bisericile noastre de astăzi sunt și ele într-un fel, într-un loc care este scaunul de domnie al satanei, pentru că toate lucrurile rele din lume se întâmplă în orașele mari. Ba chiar am putea face un pas și mai aproape față de situația din Pergam, gândindu-ne la frații și surorile noastre care trăiesc nu în vest, ci în alte țări care au mai mult de a face cu spiritismul. În țări din sud-estul Asiei sau în Africa și chiar și în America Latină, în Caraibe, foarte mult societatea este implicată în lucrări cu adevărat demonice, vrăjitorii, vudu și alte lucruri. Și chiar și acolo, Biserica lui Hristos stă și crește și oamenii rămân credincioși. Deci Hristos vine și ne încurajează pe noi și spune, chiar dacă ești în locul cel mai rău, unde vezi în jurul tău numai rele, apreciez faptul că rămâi la cuvântul meu. Dar Hristos vine și cu un mesaj de mustrare pentru biserica din Pergam. Zice, la voi acolo totuși sunt niște probleme. Ai niște oameni care se țin de învățătura lui Balaam, zice el. Bineînțeles, cititorii sau ascultătorii inițial ai acestei scrisori, când aud de Balaam, imediat se gândesc și fac trecerea la Vechiul Testament. Aduceți-vă aminte, Ioan se inspiră în scrisoarea lui foarte mult din Vechiul Testament. Face aluzii la multe realități din Vechiul Testament.
Și o să vedem și săptămâna viitoare, iarăși o iluzie foarte puternică la Vechiul Testament. Deci ei aud pe Balaam și imediat mintea lor se duce la relatarea din Numeri, unde Balaam a încercat și a reușit în cele din urmă să devieze poporul lui Dumnezeu de la închinarea adevăratului lui Dumnezeu la o închinare falsă. Prin ce? Prin imoralitate, îndemnându-i la curvie, cum spune chiar textul din varianta Cornilescu. Da, zice aici, ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Hristos le spune celor din Pergam, da, știu că o mare parte din voi au rezistat și apreciez lucrul ăsta, că o mare parte din voi ați stat la credința dreaptă, dar acolo în mijlocul vostru sunt niște persoane care, deși se dau ca fiind parte din biserică, în spate, adevărata lor viață, viața lor ascunsă, este o viață plină de imoralitate. Și Hristos le spune lor și nouă, aveți grijă, asta vă va aduce moartea. Dacă voi nu vă lăsați de faptele astea, degeaba faceți parte din biserică. Și Hristos continuă cu a doua categorie de probleme care sunt în biserica din Pergam, pe lângă cei care sunt ai lui Balaam, mai sunt și cei, zice, partida nicolaiților. Și exact același lucru le spune lor, pe care l-a spus și din Efes, în Efes. Dacă vă aduceți aminte, acum două săptămâni am discutat de biserica din Efes și ei aveau probleme cu nicolaiții. Un sistem de învățături eretice care de asemenea promova o închinare plină de imoralitate. În Efes se pare că această partidă n-a avut așa de mare succes, dar în Pergam a putut să atragă mai mulți oameni de partea lor. Și chiar și în acest context este foarte important de remarcat cum Dumnezeu se raportează la acești oameni. Oameni care resping învățătura sănătoasă, oameni care promovează imoralitatea și spune așa, tu urăști învățăturile lor. Ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc, zice Dumnezeu. Deci nici măcar Dumnezeu nu-i urăște pe cei care sunt imorali. Este foarte important și în contextul în care trăim noi astăzi, este foarte important, creștini fiind, să nu-i urâm pe cei care nu sunt ca noi. Chiar și pe cei care sunt, sau pe care noi îi socotim, dintre cei mai depravați din punctul de vedere moral. Dumnezeu spune, da, faptele lor le urâm, învățătura lor nu o suportăm, dar pe ei, pe oamenii în sine, nu îi urâm. Oamenii trebuie salvați, oamenii trebuie recâștigați la adevăr, oamenii trebuie aduși înapoi în centrul bisericii ca prin iubire ei să se lepede de faptele rele pe care le fac. Deci bisericii din Pergam, Domnul Hristos îi spune, știu că și voi veți avea persecuție, dar ține minte, eu voi aduce sabia către cei care vă persecută pe voi. Eu am adevărata judecată. Și apoi le spune, știu că trăiți într-o zonă în care este foarte, foarte greu să trăiți pentru că este epicentrul închinării la satană. Și astăzi se întâmplă exact același lucru. Bisericile noastre, cele mai multe, sunt în zone urbane în care moralitatea este la un nivel foarte scăzut. Și putem rezista chiar și în aceste condiții. Dar după aceea Dumnezeu spune bisericii din Pergam și nouă, aveți grijă, aveți mare grijă la imoralitate. Pentru că imoralitatea este un lucru care se poate ascunde foarte ușor. Pe din afară toate lucrurile pot părea frumoase, dar în spate, adevărata față, să fie una plină de imoralitate. Aveți grijă că asta vă va distruge. Dar în același timp, le spune Dumnezeu lor și nouă, să nu-i urâți pe cei care nu sunt ca voi. Să nu-i urâți nici măcar pe cei pe care voi îi socotiți ca fiind cei mai depravați. Ei trebuie câștigat. Da, învățătura lor o respingeți cu totul, dar oamenii în sine trebuie câștigați. Și mesajul lui Hristos către biserica din Pergam se încheie cu pocăiește-te, că dacă nu te pocăiești, sabia pe care eu o pregătisem ca să-ți fac dreptate va veni împotriva ta. Deci Dumnezeu le atrage atenția bisericii din Pergam și nouă.
că în cele din urmă, dacă nu ne vom lăsa de lucrurile pe care poate ceilalți nu le cunosc acum, sunt făcute în spate, ascunse, dacă nu facem lucrul acesta, pedeapsa va veni asupra noastră. Dar încurajarea de la sfârșit este proprie și celor din Pergam. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela pe care îl primește. Foarte interesant această piatră albă. Arheologii au descoperit că în Pergam și în alte orașe, când omul se ducea la templu și se închina împăratului, primea un certificat de închinător și cu certificatul acela putea să continue treburile lui, afacerile și așa mai departe. Dar certificatul acela era scris pe papirus. Papirusul este un material care se distruge relativ ușor. Hristos vine și spune, pentru că tu ai refuzat certificatul acela pe papirus, da? Care poate, pentru că nu-l ai, te împiedică să-ți desfășori activitatea, eu îți voi da un certificat scris în piatră. Și nu orice fel de piatră, o piatră albă. O piatră albă care simbolizează puritatea. Numele tău va fi înscris în piatră și nu se va duce niciodată. Domnul Hristos este ca și cum îi spune, știu că veți renunța la multe lucruri pentru mine pe pământul acesta. Ei bine, pentru aceasta vreau să știți că cetățenia voastră în ceruri este scrisă pe vecie. Când oamenii din secolul I din Pergam au auzit că ei vor primi numele lor scrise în piatră, spre deosebire de papirusul pe care era scris numele dacă se închineau la împărat, o mare încurajare a venit peste ei, pentru că și-au dat seama că închinarea sau refuzul de a se închina împăratului le va aduce un certificat de cetățenie veșnic. Să rămânem cu încurajările acestea în inima noastră pentru astăzi. Chiar dacă suntem în cea mai neagră zonă de imoralitate, Hristos ne spune, poți birui. Sau dacă cumva viața noastră ascunsă are și elemente imorale, Hristos vine și spune, pocăiește-te. Că dacă nu te pocăiești, lucrurile acestea vor distruge viața ta. Și ține minte, chiar dacă ai să suferi pe pământul acesta, chiar dacă n-ai să primești valoarea pe care tu trebuia să o primești închinându-te la cel care eu nu vreau să te închini, cetățenia ta este veșnică. Este scrisă pe o piatră albă și nimeni nu poate să-ți o ia. Acesta este mesajul către biserica din Pergam și să ținem minte lucrul acesta plin de speranță pe care Hristos ne-l spune nouă. Cetățenia noastră este veșnică. Data viitoare vom studia mesajul către biserica din Tiatira. Vă aștept din nou ca să continuăm studiul nostru al Apocalipsei. Cei care se hrănesc cu adevărul nu vor fi niciodată rupți de realitatea care chiar contează, realitatea lui Dumnezeu. Pentru îndulcirea realității amare, pământenii propun diferite formule de pace, care sunt însă temporare și foarte fragile. Formula veșnică de pace nu aparține omului, ci lui Dumnezeu. El a propus-o oamenilor din toate timpurile și istoria i-a dovedit funcționalitatea. Dacă vrei să o cunoști, permite-i lui Dumnezeu să-ți vorbească. Cum? Prin Scriptură. Am ajuns la finalul ediției de azi și în numele echipei de la Comorile Înțelepciunii vă mulțumesc pentru prezență și interes. Și pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt, vă las în compania rubricii Biblia la rând. Sunt Narcisai Spas, până sâmbăta viitoare, fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare! Ioan, capitolul 10. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușa în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de ele pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis,
Adevărat, adevărat, vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Din pricina acestor cuvinte, iarăși s-a făcut dezbinare în iudei. Mulți dintre ei ziceau, are drac, este nebun, de ce îl ascultați? Alții ziceau, cuvintele acestea nu sunt cuvinte de îndrăcit. Poate un drac să deschidă ochii orbilor? În Ierusalim se prăznuia atunci praznicul înnoirii templului, era iarna. Și Iisus se plimba prin templu pe sub pridvorul lui Solomon. De ei l-au înconjurat și au zis, prăcne toți sufletele în încordare. Dacă ești Hristosul, spune-ne o deslușit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Atunci iudeii au luat pietre ca să îl ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii i-au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, nu este scris în legea voastră, ei au zis, sunteți Dumnezei? Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, cum ziceți voi că hulesc eu pe Tatăl care m-a sfințit și m-a trimis în lume? Și aceasta, pentru că am zis, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine.
și eu sunt în Tatăl. La uzul acestor vorbe, căutau iarăși să-l prindă, dar el a scăpat din mâinile lor. Iisus a dus iarăși dincolo de Iordan, în locul unde botezase Ioan la început, și a rămas acolo. Mulți veneau la el și ziceau: Ioan n-a făcut niciun semn, dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta era adevărat. Și mulți au crezut în el în locul acela.